În prima parte a discuției noastre, aș vrea să ne ocupăm puțin de felul cum a fost receptat Cioran și în cultura occidentală și cum este văzut astăzi. Când a început să fie citit Cioran în Franța? Când francezii au fost conștienți de faptul că au un astfel de personaj insolit în peisajul lor intelectual. Păi, primele texte publicate de Cioran în Franța sunt despre Eminescu și despre ideea de dor. Ele au apărut în limba franceză, au fost scrise direct în franceză și publicate într-o revistă care se numește Comedia. Cel care l-a solicitat pe Cioran a fost Luc Bădescu, care se ocupa la vremea respectivă de o rubrică în această revistă. Asta se întâmpla în 1943. Deci, Cioran a mai scris după aceea în limba română până prin 1946, după care a trecut la redactarea primei versiuni a manualului de descompunere. Se pare că au existat mai multe versiuni ale acestei cărți. Cioran a rescris-o, după cum mărturisește chiar el, de 4 ori. Iar cartea a fost înaintată editurii Gallimard, cred că prin 1947, deci destul de repede. Dar nu a putut să apară decât în 1949. Ea a atras atenția foarte repede celor de la Gallimard din cauza calității scrisului lui Cioran, dar și din cauza, din pricina ideilor pe care el le enunța acolo. Ideile, în mod fundamental, nu sunt deosebite de cele care apar în cărțile lui românești, publicate în România până în 1940. Din acest moment, Cioran a intrat în atenția unui cerc destul de restrâns de cititori. Gallimard promova la data aceea scrisul de calitate. Și Cioran a și fost, de altfel, după cum se știe, premiat în 1949-50, un an mai târziu, cu premiul Rivarol, care era acordat scriitorilor de origine nefranceză, care scriau și publicau în franceză. Ceea ce se știe mai puțin în momentul de față este că, începând cu anii 50, Cioran a fost în mod constant solicitat de Jean Paulhan să publice în Nouvelle Revue Française. Revista a reapărut după război într-un format nu diferit, dar se numea La Nouvelle, Nouvelle Revue Française, pentru că la Revue Française fusese păstrase acest titlu în vremea ocupației, când redacția se schimbase și când la conducere venise un colaboraționist. Deci această Nouvelle Revue Française a publicat multe articole de Cioran. El, înainte de a publica La Tentation d'exister, spre exemplu, care este al treilea volum, bună parte din articolele scrise și publicate în Nouvelle Revue Française au apărut în Franța. Deci era cunoscut de mediul scriitoricesc foarte bine, dar nu și de marele public. Marele public nu s-a interesat de Cioran decât târziu, aș spune, odată, începând cu 1986, odată cu apariția exercițiilor de admirație. În acest moment, pe coperta cărților sale, nu mai apăreau cele două inițiale, EM, ci direct Cioran. Iar Aveu Anatem, care este ultima lui carte, se pare că s-a vândut în vreo 50.000 de exemplare, ceea ce este, de când a fost publicată, bineînțeles, ceea ce este o performanță. Acum, bineînțeles, putem spune că el a intrat în conștiința publică, începând cu anii 90. A existat ediția făcută de Yves Perret la Gallimard în colecția Quarto,
A existat după aceea în 2012 ediția din Pleiadă, iar interesul, ca să zic așa, al intelectualilor crește în ceea ce privește opera lui Cioran. Philippe Soler, de asemenea, Cioran a fost invitat să participe la Bouillon de Culture de Bernard Pivot, însă el a refuzat pentru că, în general, refuza interviurile. Nu sunt multe interviurile pe care le-a dat în Franța. Mai numeroase sunt cele pe care le-a acordat unor intelectuali, jurnaliști din străinătate. Spania, Germania și așa mai departe. Deci putem spune că ne aflăm în momentul de față în cazul unui scriitor, aș spune, clasic. Este un clasic al secolului 20, Cioran. Iar ceea ce contează la el în primul rând este calitatea scriitului. Am văzut că scrie într-o franceză. Da, există și un în care Sloterdijk are un articol foarte frumos despre despre Cioran, despre care spune Cioran. Că e un actor fără rol. Așa cum spune Cioran că despre sine că este în caiete, spune că este un tiran fără serviciu, fără slujbă, știți. Da, Sloterdijk a scris în vreo trei rânduri despre Cioran. Are vreo trei articole despre el, nu știu dacă se repetă, nu am fost foarte atent, dar le-am citit la vremea respectivă. Este într-adevăr, este un cititor și un intelectual, un filozof care îl apreciază mult pe Cioran. Și nu numai el, să știți, mai există un scriitor francez care l-a cunoscut destul de bine pe Cioran. E vorba de Clément Rosset. Clément Rosset, într-unul din volumele lui La Force Majeure, care e o carte despre muzică, are un capitol despre Cioran, în care vorbește despre o extraordinară, ca să zic așa, contradicție care există între scrisul lui și ideile pe care le promovează. Ideile sunt în totalitate negative, dar scrisul este jubilatoriu, spune el. Iar această jubilație este ceea ce contează în cazul lui Cioran. Există și o anecdotă, de altfel, nu știu dacă o cunoașteți. Clément Rosset se plimba prin metrou în compania lui Cioran. Erau amândoi pe undeva pe la stația Bir Hakeim, pe linia 6. Și zice Clément Rosset, într-o emisiune radiofonică, de altfel, spune: da, domnule Cioran, zice, uitați, trebuie să vă spun că eu nu sunt de fapt de acord cu ideile dumneavoastră. Deloc. Eu sunt un filozof al bucuriei, al plăcerii de a trăi și așa mai departe. Însă, în același timp, nu pot să nu accept ceea ce spuneți. Adică există ceva în ceea ce spuneți care mă determină, mă obligă să accept ideile dumneavoastră și felul de a le enunța. Iar Cioran, cu o voce de bătrânel, răspunde: e, ăsta este adevărul. Da. Deci, într-adevăr, ne aflăm în cazul lui Cioran în fața unei serii de contradicții, de fapt, care sunt destul de dificil de rezolvat și pe care numai o perspectivă, aș spune, hermeneutică ne poate ajuta să le lămurim. Am văzut în ultimii 4-5 ani au apărut foarte multe traduceri, mai ales în italiană și spaniolă și în engleză. Spuneați că aveți pe birou acum o carte abia apărută în Italia. A apărut acum vreo 2 ani de zile, este o versiune a Raznelor. Divagazioni se numește, făcută de Horia Corneliu Cicortaș, apărută la editura Lindau. E meritoria, spune, pentru că ea se inspiră după textul românesc, pentru că ce s-a tradus în italiană despre Franța s-a realizat după versiunea franceză, ceea ce este, de altfel, o eroare filologică.
Deci nu merită un comentariu. Nu se poate traduce dintr-o altă limbă decât limba în care a fost scris textul respectiv. Dumneavoastră, cum l-ați descoperit sau cum v-ați întâlnit cu scrierile lui Cioran? La ce vârstă? Fiindcă după aceea toată viața dumneavoastră a fost legată cumva de numele lui Cioran. Este adevărat, da. Păi l-am descoperit pe la 22 de ani. Întâmplarea a făcut că cineva mi-a făcut cadou Amurgul gândurilor, ediția din 1940. Și atunci l-am citit pe Cioran pe prima oară. Desigur că auzisem vorbindu-se despre el, dar era un scriitor care nu putea fi găsit. Deci iată ediția respectivă, să zic așa. După aceea, nu numai că l-am citit, dar l-am și înregistrat pe bandă de magnetofon. Iar la un moment dat aveam un prieten nevăzător și pentru el la data aceea, mă rog, calculatorul nu exista, eram în anii 70, nu? Înregistrarea pe bandă i-a permis să asculte, iar mie mi-a făcut plăcere să fac această treabă. După aceea, în anii, un an sau doi mai târziu, cred că pe la 23 de ani, cineva mi-a împrumutat pentru câteva zile Eckhart Tolle, ediție franceză, bineînțeles, pe care am citit-o pe nerăsuflate pentru că nu am avut-o în mâini decât două zile la dispoziție. Iar mai târziu, în anii 80, cineva mi-a împrumutat iarăși Lacrimi și Sfinți și Pe culmile disperării. Pe culmile disperării chiar l-am bătut la mașina de scris. Deci am făcut un samizdat într-un singur exemplar, bineînțeles, pe care l-am utilizat până în 90, când au apărut volumele Cioran la Humanitas. După aceea, deci în 90, am început o teză de doctorat la Universitatea din București, sub conducerea Irinei Mavrodin, despre Cioran, pe o temă care era legată de scritura cioraniană, lucrul asupra căruia m-am oprit pentru primul an de bursă la Paris, la École des Hautes Études en Sciences Sociales, unde am pregătit o diplomă de studii aprofundate. Se numea L'aventure fragmentaire, l'enjeu littéraire dans les écrits de Cioran. Deci miza literară în scrierile lui Cioran și se ocupa de scritura fragmentară mai ales. Adică noțiunea de fragment era de fapt punctul, concluzia la care ajungea această muncă de cercetare. Lucrarea atunci la Paris a fost condusă de Gérard Genet, cunoscutul critic literar, mai ales în mediul universitar, celebru pentru ceea ce a scris el despre Proust, în fine, pentru figurile din anii 70-60. Iar din 93 am beneficiat de trei sejururi la Paris, câte 5-6 luni în fiecare an, pentru alcătuirea tezei, pentru scrisul ei. În 93 mi-am schimbat orientarea, în sensul că mi s-a părut că ideea de melancolie este foarte apropiată de felul de a fi al scriitorului și al omului Cioran. Și că lucrul acesta poate fi pus în legătură cu fragmentul literar. Prin fragment înțelegând, bineînțeles, o serie de practici polimorfe a discontinuității, începând cu aforismul maxima sentință și apoi continuând cu ideea de fragment modern, așa cum este ea practicată de romanticii germani, cu ideea de eseu, de asemenea, pentru că și eseul este tot un scris de tip fragmentar. Primele eseuri, cele ale lui Montaigne, nu sunt tributare niciun fel unei anume continuități, al unui proiect
filozofic definit, dacă vreți. Iar Cioran se află un pic în descendența acestui tip de gândire, tocmai prin absența unei continuități a ideilor, dacă vreți. El sare foarte ușor de la o idee la alta. Iar unele texte se care... Se asuma Cioran ca melancolic, Cioran se asuma pe el însuși ca fiind un melancolic, își asuma această, să spunem, umoare. Absolut, umoarea neagră pentru el este, sunt foarte numeroase textele în care el vorbește despre umoarea neagră, mai ales în Caiete. Sigur că nu numai în Caiete, și sigur că și în restul cărților publicate în Franța, mai ales, ideea revine sub diferite forme, dar vă dau un exemplu. El vorbește la un moment dat de faptul că până, știu eu, prin anii 60 se întâmpla asta, până în acel moment el nu gândise raportul dintre ideea de sinucidere și soare. Se află undeva la mare, cred că pe la Ibiza, în Spania, și este atât de cotropit, dacă vreți, de căldura și de lumina mediteraneană, încât la un moment dat are idei suicidare și descoperă că există o legătură între soare și dorința de a se sinucide. Și apoi, în fragmentul respectiv, trage o concluzie de tipul următor. Soarele este responsabilul pentru ideile mele negre, cele care mă împiedică să fiu ceea ce aș vrea să fiu. Nu suport soarele, spune el. Îmi este mai ușor să... Gerard de Nerval, parcare, nu? Auror, o carte despre care chiar așa soarele devine un element central în propria lui melancolie. De Nerval, sigur că da. El vorbește de Le Soleil Noir de la Melancolie în celebrul sonet. Absolut, numai că acest soare negru este altceva decât soarele de pe cerul albastru, știți. Este altă, o altă planetă, e de fapt Saturn, este planeta melancoliei, iar când melancolicii din Renaștere mai ales vorbesc despre soarele negru, vorbesc despre Saturn și influența pe care o are planeta asupra celor care s-au născut în lunile decembrie-februarie, adică a Capricornilor și a Vărsătorilor. Pentru că este planeta care domină aceste două semne. Da. Ei asociau și astrologia. La Cioran e vorba chiar de soarele mediteranean. Da, da. Deci pe acesta nu-l suportă el. Deci lumina solară. Există, spre exemplu, în îndreptarul Pătimaș, în partea întâi a îndreptarului, un text foarte frumos, foarte poetic, despre cerul parizian, pe care el îl definește acolo la un moment dat și spune că cerul acesta se definește prin imposibilitatea de a fi albastru. Pentru că Cioran adoră norii și pentru că norii sunt într-adevăr omniprezenți pe cerul parizian. E foarte greu să găsești câteva zile pe an fără niciun nor la Paris. Lucru care în România se întâmplă frecvent, nu? Mai ales în perioada de vară. La Paris, chiar și în perioada de vară, ai nori, ai ploi, întâlnești umbre, ceruri, să zic, cu infinite tonuri de cenușiu. Lucrul ăsta era foarte agreat de Cioran. Îi plăcea treaba aceasta. Iar el, când pleacă la Dieppe, pe malul mării, acolo, bineînțeles, norii sunt foarte prezenți. Iar această atmosferă de cenușiu este agreabilă. Știu că ați ținut și ați și predat Cioran la universitate în București. Cum se poate preda Cioran? Aba, sub forma unui curs. Era un curs opțional.
pe care l-am făcut pentru Facultatea de Litere. Deci eu predam franceză, mă ocupam mai ales de secolul XIX, dar și de secolul XX. Și am făcut la un moment dat, spre exemplu, în cadrul unui masterat, un curs despre scritura fragmentară. Iar tot drept curs opțional am ales Cioran. Era un curs în care fiecare ședință, să spunem, era consacrată unui aspect al melancoliei la Cioran. Asta se întâmpla prin anii 2002, 2003, 2004. Acesta este carnetul unui afurisit, este cea de-a treia carte îngrijită de dumneavoastră. A patra. A patra, am înțeles. Da, pentru că eu am descoperit la Duse și partea a doua a îndreptarului Pătimaș, pe care am editat-o în 2011 odată cu Despre Franța. Iar apoi un an mai târziu au apărut Raznele. Deci carnetul unui afurisit este practic a patra ediție făcută de mine din ineditele lui Cioran. Cumva, prin ce se deosebește acest volum? El reia cam toate temele cioraniene, să spun așa. Așa cum bine ați spus, el se înscrie perfect în orizontul tematic al scrierilor lui românești de până la acea dată. Deci aceleași obsesii apar legate de moarte, de inutilitatea existenței, aceleași interogații legate de Dumnezeu, neantul este foarte prezent și mai ales timpul, dar și dragostea. De data aceasta, dragostea este, aș spune, mai bine ilustrată decât în cărțile anterioare. În cele de tinerețe, cum ar veni de la începând cu Pe culmile disperării până la Amurgul gândurilor, tema este practic repudiată. Apoi sunt câteva pasaje destul de interesante și în Razne și în Îndreptarul Pătimaș 2, dacă nu mă înșel, poate mai puțin, pentru că Îndreptarul Pătimaș este o scriere mult mai lirică, dacă vreți, lucru pe care Cioran l-a condamnat mai târziu, adică el s-a dezis de dispoziția lirică din cărțile sale, pe care le consideră ratate tocmai din această cauză. Însă, carnetul unui afurisit aduce pentru mine materie de noutate, în afară de această evocare a dragostei, care nu are nimic pozitiv în fond, să știți. Deci nu este vorba de o exaltare a sentimentului amoros, în niciun caz, ci de o punere în raport a iubirii cu existența însăși. Ce înseamnă a iubi, ce înseamnă a fi îndrăgostit, a sluji la altarul dragostei în raport cu ceea ce ești, în raport cu viața care ți este dată și așa mai departe. Iar pentru mine, ceea ce este cu totul nou, fine, cu totul nou, poate că eu l-am perceput astfel în acest moment, ceea ce mi se pare uimitor este extraordinara subtilitate pe care el o pune în definirea timpului ca dat al existenței. Este, dacă vreți, o problemă filozofică, dar pe care el o judecă visceral. Deci nu se situează pe poziții kantiene sau filozofice sau legate de filozofia predecesorilor. În niciun caz. Pentru el ceea ce contează este felul în care percepția temporală ne permite să ne inserăm în existența. Și spune în mai multe rânduri lucruri extraordinare. Nu le am acum foarte clar în memorie, dar sunt pasaje, aș spune, uluitoare. Vă dau această scurtă definiție de la pagina 66 a carnetului, în care el spune că viața este o criză de fiecare moment a eternității. Ce înseamnă lucrul ăsta? O criză de fiecare moment a eternității. Pentru că viața nu se înscrie în eternitate. Ea se înscrie în timp.
Iar eternitatea este pusă sub semnul întrebării, tocmai de faptul că existența este posibilă. În alte locuri, vedeți, timpul, într-adevăr, avem tentația de a-l judeca în antinomie, în relație de opoziție cu eternitatea. Dar, de fapt, timpul nu se opune eternității, spune Cioran la un moment dat. El se opune neantului. Timpul este un subterfugiu pe care neantul l-a inventat pentru a ne da iluzia existenței. Destul de heideggerian. Sunt lucruri uluitoare, sunt lucruri absolut uluitoare în acest volum, care sigur că poate să pară, n-aș spune că totul este de acest nivel, adică bineînțeles trebuie să luăm lucrurile cu infinită grijă. Cioran ar putea fi la un moment dat considerat destul de inegal, dar există și altceva care se petrece aici. Există un travaliu al limbii care este extrem de elaborat și care reprezintă totuși o manieră de a se deturna de lirismul din pe culmile disperării sau din îndreptarul pătimaș. Deci foarte rar el este liric în aceste fragmente. În schimb, există o dispoziție către enunțul concentrat, către enunțul concis, foarte restrâns, ca să zic așa, dar plin de sens în același timp. De unde și o topică cu totul aparte pe care o putem găsi în acest volum. Deci există fragmente în care ordinea cuvintelor nu este cea normală. Am putea să o punem pe seama scrierilor bisericești. Cioran povestește la un moment dat că în anii 40, când era la Paris și mai ales în perioada războiului, neavând ce citi în românește, se ducea la biserica românească de acolo, din strada Jean de Beauvais, și împrumuta cărți religioase. Deci citea literatură religioasă românească. Și în felul ăsta, zice el, am aprofundat cunoștințele mele de limba română. Deci, de unde o mulțime de, mă rog, o serie de termeni care sunt foarte puțin utilizați și chiar și la vremea respectivă erau mai puțin utilizați în român. Precum și, v-am spus, o topică care la un moment dat ar putea fi, să zicem, pusă pe socoteala acestor scrieri, dar care pentru mine aparțin mai curând unui travaliu anume pe care îl face Cioran în materie de scris. Deci el prospectează zone noi de expresie. Și pentru el este clar că nu asta este calea pe care trebuie să meargă. Se va vedea un an după aceea, că renunțând la română, opțiunea este, ca să zic așa, cu totul alta. Iar drumul este de refăcut începând de la zero. Spuneați înainte, Cioran scrie în fragmente, iar fragmentele sunt o caracteristică a romantismului german în general. Cum îl vedeți pe Cioran în raport cu romantismul? Avea lecturi din frații Schlegel, din Novalis, era o raportare de genul ăsta? Era o raportare de genul acesta, pentru că eu stau și mă întreb dacă există Cioran, ceva ce Cioran nu a citit. Adică el a fost un scriitor, un cititor, să zic așa, neostenit, începând cu tinerețea lui și până la, a zice, până la sfârșitul vieții, până pe la anii 70-80, nu avea multe cărți în casă, dar se ducea la bibliotecă, iar împrumutul de cărți în biblioteci este, după cum bine știți, gratuit aici, în Franța, iar în plus de asta frecventa și biblioteci specializate, se ducea la Institutul Catolic, avea acces la toate textele teologice, locuia nu departe de La Procure, care era de asemenea o mare librărie unde cartea religioasă este foarte prezentă. I-a citit și recitit pe mistici, pe filozofi. Asta este limpede. La un moment dat, în anii, am să vă spun. Vedeți într-o filiație romantică. Deci
Aici este o problemă. Am să vă spun de ce, pentru că am evocat într-adevăr această formă a fragmentului pe care o cultivă romantismul german și care este mai laxă decât ce se întâmplă cu fragmentul în Franța. Dar în Franța există o altă tradiție care este tot de tip fragmentar și care este aceea a moraliștilor francezi. Cioran se înscrie perfect și în această tradiție, să știți. Deci, pentru mine, spre exemplu, atunci când el vorbește în mod explicit despre melancolie, el este într-un orizont romantic, dacă vreți. Și îi cunoaște pe romantici, bineînțeles, adică la un moment dat îl citează pe Senancour, dacă autorul celebrului roman Obermann, un roman foarte greu de citit, pentru că nu povestește decât stările interioare ale personajului. Dar Cioran cunoștea foarte bine această carte. El știe foarte bine cine este Obermann, ce a făcut Senancour, de unde vine și așa mai departe. Deci zona aceasta romantică este, desigur, bine cunoscută. L-a citit pe Chateaubriand, da? Niciun fel de problemă în această privință, geniul creștinismului, Memoire d'outre tombe și așa mai departe. Dar stau și mă întreb dacă putem, dacă avem dreptul să-l situăm pe Cioran în mod clar într-o singură zonă, știți? Pentru că pentru mine, în 1991, când am ajuns la concluzia că ceea ce scrie Cioran este legat de noțiunea de fragment, am enunțat atunci ideea că fragmentul este un gen inclasabil, că el nu se situează, ca să zic așa, în aria cunoscută a genurilor literare, să spunem, clasice sau general acceptate, inclusiv postromantice, dacă vreți. Deci nu e vorba de roman, nu e vorba de epopee, nu este vorba de eglogă, nu este vorba de și așa mai departe. Fragmentul ocupă un spațiu, aș zice, bine cunoscut și bine perceput de cititor, de critică, dar el nu se înscrie, să zic așa, în zona generică cunoscută în teoria literaturii. Iar fragmentul lui Cioran, ca să zic așa, el nu aparține unui gen definit, cum ar fi maxima, să spunem, sau aforismul. El aparține și fragmentului modern, el aparține... Vedeți, dumneavoastră, aforismul are, poartă cu sine, în sine, ideea de totalitate. Un aforism nu poate fi despărțit, ca să zic așa, dintr-un poem, dintr-un poet cităm câteva versuri, nu? Dar dintr-un aforism nu putem cita jumătate de aforism. Pentru că atunci ne lipsește ceva esențial. Deci aforismul este incasabil, nu poate fi despărțit în două, să spunem. În timp ce fragmentul pe care îl propune Cioran, uneori ne duce cu gândul la ideea de incompletudine, de nesfârșire, deci neterminare. Iar asta este o trăsătură a modernității în literatură, mai ales. Literatură, poate și în filozofie, pentru că, nu-i așa, fragmente a scris și Nietzsche, pe care Cioran le cunoștea foarte bine, texte de asemenea scurte a scris și Kierkegaard, pe care iarăși Cioran îl cunoștea foarte bine. Deci aveți suntem în într-o... Aveți în pregătire un nou volum, Cioran? Un nou volum Cioran? Adică o altă editare? Nu, nu există. Nu mai există. Nu mai sunt. Nu mai sunt manuscrise de talia unei cărți. Există încă câteva manuscrise destul de scurte, înscrise în limba română de Cioran, dar ele nu alcătuiesc o carte și sunt de asemenea greu de datat, nu se știe când au fost scrise, au fost înregistrate sub cote diferite, deci nu există o continuitate între ele, știți? Așa că acesta este al patrulea și ultimul inedit al lui Cioran. Bine, sigur, până când, cine știe, poate vor mai apărea și altele, nu? Adică se bănuiește că ar exista o urmare a caietelor.
Da. Vă mulțumesc Ar mai foarte exista, mult. încă vreo 18 caiete pe care au scăpat atenției lui Simon Bouet, pentru că se aflau în altă parte, în alt sac, care a fost recuperat, găsit de cineva care făcea curat după lichidarea locuinței din strada Odeon. Iar aceste caiete sunt continuarea celor care au fost publicate, adică merg din 1972 până în 1980. Am înțeles. Dar nu le-a văzut Vă nimeni. mulțumesc foarte mult pentru. A fost foarte interesant. Eu însumi m-am simțit foarte bine aflând Mă tot felul bucur. de lucruri. Mă bucur. Îmi pare bine. Și vă invit când vreți să scrieți un text care credeți că ar fi potrivit publicului românesc. Noi am publicat și texte în franceză fără probleme, adică pe contributors public și texte în franceză. Am Am publicat și înțeles. filozofi francezi textele Da, lor. da. Pascal Bruckner e un Da, și tu că a abonat al venit în România. contributors. Da. Da. Pare bine. Am publicat vreo 7 interviuri cu el și câteva texte scrise special pentru contributors. Frumos, asta e interesant. Deocamdată ce pot să vă spun este că după această ediție coordonez un număr din Revue Romaine de Filosofie care va apărea probabil la început de iulie, unde am un alt articol despre Cioran. Iar după aceea, intenția mea este să adun ce am scris până acum. Există o anumită continuitate în modul de abordare al diferitelor problematici pe care mi le-a ridicat Cioran și sper să ajung să public o carte despre el, pornind de la aceste contribuții. Însă, sigur, vă mulțumesc mult pentru invitație și voi încerca să o onorez în măsura posibilă. Și eu vă mulțumesc mult de tot pentru interviu. Cred că a fost foarte, foarte frumos și foarte Foarte bine, interesant. sper să fie interesant și pentru publicul românesc.